În această lună aniversăm 24 de ani Prima TV, prin 24 de zile pline de bucurii. Ne-am propus ca subiectele principale ale celei mai frumoase luni din an să fie binele, sărbătoarea și bucuria. Într-o perioadă grea, în care este tot mai dificil să găsim resurse de speranță și de încredere, ne-am unit forțele pentru a împărți bucurie copiilor care au cunoscut greutățile vieții, dar nu s-au dat bătuți. Cu ajutorul unor ONG-uri, Prima TV și vedetele sale aduc un pic de lumină și bucurie pe echipurile copiilor. În fiecare zi de marți, voluntarii Asociației Magic pregătesc pachete pline cu alimente și medicamente. Toate pentru copii internați în secțiile de oncopediatrie. Colegele noastre, Anca Sera, Diana Bart și Irina Gologan, s-au alăturat demersului și au ajutat la pregătirea pachetelor pentru cei mici. Crede în bine, împarte bucurie. O campanie Prima TV. Alo, m-auzi? Da. Bună dimineața, mădă! Bună dimineața! Ce mai faci tu? Bine. Ești bine? Uh-huh. Te doare puțin gurița? Puțin. Da. Așa începe o zi din viața Mirelei. Își sună puii, așa cum îi place să-i alinte, ca să vadă cum se simt înainte de a ajunge la ei. Sunt copii internați la Institutul Clinic Fundeni, acolo unde se luptă să treacă peste boala nemiloasă care le-a schimbat copilăria. Trebuie să fiți extrem de puternici ca să duceți la capăt fiecare întâlnire și fiecare acțiune de genul ăsta. Nu suntem puternici, nu suntem noi puternici. Tatăl a intrat pe secție și interacționat, cunoscut acești puiuți, lucrurile se schimbă, fiindcă ei se schimbă. În fiecare zi de marți, Mirela, împreună cu voluntarii de la Asociația Magic, pregătesc pachete cu cele necesare fiecărui copil aflat în secția de oncopediatrie. Doar în București, săptămânal, ajung peste 80 de astfel de pachete. În fiecare luni, după fac niște listuțe cu medicamentele de care iau nevoie și le duc, le pun în pachetel. Apă, mai ducem fructe, jucării, tot ce se poate. Mai asigurăm kitul pentru transplant. Sunt copii care vin la transplant și au nevoie de niște lucruri. Este un pachet cu care ei se internează. Asta înseamnă 7 perechi de pijamaluțe, sunt mai mulți de 7. Colegele noastre au vrut să le ofere o mână de ajutor și să le lase câte un ursuleț copiilor din spitale. Pentru că orice faptă bună, orice gest de implicare, contează. E cumplit în fior și nu te gândești decât că ar trebui să mulțumești probabil mai mult celui de sus sau, nu știu, universului pentru faptul că ți-a oferit atât de mult. Un zâmbet face enorm. Chiar și atunci când ești bolnav, chiar și atunci când ești jos, un zâmbet și să știi că cineva se gândește la tine și te ajută cu orice, contează enorm. Și de asta aș vrea lucrurile pe care le fac și dacă mai postez ară lucrurile astea, le fac ca să vadă oamenii și să ajute la rândul lor. Ne găsim cu greu cuvintele, că ne gândim și noi la copii, ne gândim la, de fapt, ce este important în viață, să fim sănătoși. Cum a zis și Diana, e foarte greu să te pui în pielea celor care au astfel de suferință. Voluntarii Asociației Magic sunt prezenți în spitale din București, Cluj și Brașov. Sunt copii care sunt foarte înțelegători, înțeleg ceea ce li se întâmplă, înțeleg faptul că nu mai au voie să consume anumite lucruri, își ascultă părinții. Sunt bine toți copiii pe care îi știu și care au avut tratamente în perioada asta de pandemie. Este o bucurie mare pentru mine ca ei să ajungă la acest final de tratament. Sunt bine. Te invităm să devii ambasadorul faptelor bune și să trăiești 24 de zile fantastice pentru 24 de ani de Prima TV. Împarte bucurie. Crede în bine. Crede în bine. Împarte bucurie. O campanie Prima TV.